toxin. Suntem din nou în direct la emisiunea Animasfera și așa cum v-am promis, vorbim despre, în minutele următoare, despre trichineloza. Și o să-l rog pe Peter să ne spună ce este trichineloza, dacă la om, omul o poate contacta, da. Care sunt cauzele apariției. Nu avem foarte mult, ci avem mult de spus încă și în legătură cu cum să ținem câinii mai bine iarna. Trichineloza, nu de mult am vorbit, fiind o zoonoză importantă, transmisă de Trichinella spiralis, un parazit care, pentru care noi, practic, suntem gazde intermediare. Odată ce ne infestăm, în primul și primul rând de la carnea de porc tratată superficial termic, apare o simptomatologie gravă până la dramatică, sub forma unor dureri articulare, musculare mari, febră, cu edeme perioculare, cu chiar stări convulsive și așa mai departe. Am vorbit despre asta. Ideea despre care, de aia am început să vorbim din nou, pentru că aproape în fiecare zi acum se taie porcul, am ajuns în gospodării și se pare că așa și rămânem noi mari, un iam mare tăietor de porc, în ciuda faptului că se găsesc tot felul de preparate în magazine. Nouă ne place să mâncăm ce e al nostru. Ok. Nu încurajăm acest lucru. Nu încurajăm, dar nu intrăm în discuții. Vrem să vă transmitem importanța examenului cărnii, pentru că nu este obligatoriu, din păcate, spun eu. Și din cauza asta foarte mulți practic iau așa mai superficial și cred că dacă nu e obligatoriu, nici nu este important. Și dacă e obligatoriu, o ignorăm. Da, și atunci, dar așa și mai bine ignorăm. Eu sunt copil de medic veterinar sau chiar și nepot de medic veterinar și tata acum 40 de ani, când mi-aduc aminte, era în fiecare zi prins cu vreo 10 examene trihineloscopice pe zi în perioada asta. Erau bucăți de carne aduse învelite în hârtie de ziar și el le punea, chiar și le punea la congelator după aia câteva luni ca să aibă pentru expertiză. Erau, pe vremea aia se făcea cu un trihineloscop simplu, care este format din două plăci de sticlă și se compresează 14 probe luate dintr-o carcasă și 14 din cealaltă carcasă. Mai nou sunt metode mult mai moderne, există trihineloscoape cu imagine, care de stai frumos și te uiți ca și la un film și mult mai exact, mult mai bine poți să determini dacă este sau nu pozitiv acea carne sau nu. Fiindcă nu este obligatoriu și sunt mulți colegi sau sunt colegi în provincie cărora nu le merită să facă acest efort pentru clienții lui, eu vă recomand ca să căutați atunci, atâta mergeți până când dați de un medic care face acest examen sau chiar și tehnicieni veterinari care au un trihineloscop și se uită pentru 30 de lei sau chiar 50 de lei, nu știu. Ideea e, deci, mai ales dacă e vorba de vânat, suntem vânători și am împușcat un mistreț, acum sunt mari goane de mistreț din cauza pestei porcine, mare grijă să fie vânatul, să fie și mai bine verificat. Să achiziționăm carne numai din locuri unde, mă rog, carnea a fost verificată și are aviz sanitar veterinar și să avem grijă să nu mâncăm carnea neprăjită dacă n-am reușit să facem aceste eforturi. Și dacă n-am primit și un rezultat. Exact. O să vreau să te întreb. Până la ce avem rezultatul, dacă în seara tăierii porcului, la cea, nu știu cine, se zice pomana porcului, carnea să fie prăjită ca lumea, deci nu mâncăm din cârnații proaspeți făcuți neprăjiți. Neprăjiți ca lumea. Ce care sacrifică porci în gospodărie? Pentru că noi acestor oameni ne adresăm.
Știm că trebuie să, nu e obligatoriu, dar spre binele lor și al familiei lor ar trebui să ducă această carne pentru testarea de trichineloză. Da. De unde, măcelarii știu în general, dar mai suntem și noi viteși care ne dăm măcelari, de unde recoltăm carnea pentru această probă? Carnea recoltăm din pilierii diafragmatici, în primul rând, mai de mult și din mușchii intercostali, dar de acolo e mai greu. Pilierii diafragmatici sunt acei mușchi care susțin diafragma și sunt în tot timpul în mișcare, în frecventă mișcare, și acestor trichinela spiralis le place să fie închistată în această musculatură foarte activă. Mare grijă, mai ales la acei deținători care au observat că există șobolani în jurul, în gospodărie, pentru că știm foarte bine că șoareci și șobolanii au un rol important în transmiterea bolii, în menținerea bolii în efectiv. Alături de această probă în mușchii pilieri, trebuie să ducem și crotalul porcului, astfel încât medicul veterinar să înregistreze porcul. Era înregistrat grație acelor crotali și să atașeze La porcii cu crotal există, am auzit, totuși o subvenție. Deci în cazul în care a murit sau a fost confiscat din cauza trihinelozei, trihineloză depistată de medicul veterinar și după aia la DSV, la ANSV, la laborator, contra expertiza prin metoda digestiei, atunci deținătorul porcului va fi subvenționat, va fi recompensat. Să sperăm că au ajuns informațiile noastre la cei care trebuie. Nu vrem decât să vă facem conștienți. Nu este obligatoriu, nu este sancționat de lege, dar cred că sănătatea familiei este mult mai importantă decât legea. Da, noi am râs cu Cristina că dacă cei care cărora le place pielea și urechile ar ști că și în urechi, în mușchii aceia foarte fini, ar putea fi închistate toxoplasma, atunci sigur că trichinela spiralis, pardon, atunci sigur că ar duce probe și n-ar mânca din ureche. Să sperăm că în general avem tendința, mai ales dacă ai spus că carnea trebuie să fie bine tratată termic, o să spunem urechea e subțire, am pârlit-o bine cu flacără sau cu paie, am tratat-o termic, dar iată că în mușchi n-am ajuns și posibil să fie. Deci nu mâncați șoric, nu mâncați urechi, nu mâncați codiță, nimic netratat termic, bine tratat termic, până nu ne vine rezultatele analizei făcute pentru a depista trichineloza, acel parazit prezent în carne, care evident se poate transfera la om prin ingestie și poate produce mari probleme de sănătate. Haideți să ne întoarcem, Peter, la vine iarna, pentru că trichineloza tot de iarnă vorbim. Cum întreținem animalele pe timpul răcoros? Ce trebuie să le asigurăm? Pentru că trebuie să fim mult mai atenți. La fel cum ne afectează pe noi frigul, le afectează și pe animăluțele. Da, deci dacă vreau să fiu foarte scurt și foarte la subiect, deci hrana în timpul de iarnă trebuie să fie mai bogată în energie, în calorii, nu? Deci asta nu înseamnă că o să dăm slănină toată iarna, pentru că distrugem ficatul, evident, dar dacă câinele nostru este obișnuit cu mâncare specială pentru câini, boabe, să zicem așa, atunci să fim atenți să fie boabe cu high energy, deci cu o calorie, un aport caloric mai bogat. În cazul în care am dat până acum o dată pe zi, hai să zic să dăm de două ori, de trei ori pe zi. Să avem grijă în același timp să nu, mai de mult spuneam că e bine pentru un câine să dai o bucată de hai sau slănină, deci asta e un aport în plus caloric pe care o produce, folosește pentru menținerea homeotermiei, dar acum sunt atâtea feluri de hrănuri bune încât nu trebuie să ne, mă rog, să ne complicăm viața cu achiziționarea grăsimilor, mai ales de origine de bovină. Să avem grijă iarăși la blana câinelui, pentru că prin blană asigură homeotermia asta, deci trebuie țesălat, tot așa asigurat anumite vitamine, care ulei de somon sălbatic e foarte bun, care conține omega 3, omega 6, biotina, deci cu toate astea putem
face ca câinele nostru pe timp de iarnă să aibă o robă mai sănătoasă, care are mai multe straturi de aer care izolează, ca și un polistiren. La câinii ținuți afară sunt nicio formă, nu le facem în această perioadă tuls, baie. Da, baie, nici atunci, așa, tătuns, nici într-un fel. Ce să vă mai spun? Deci, în ceea ce privește cotețul câinelui, asta de multe ori am zis, să fie de 80 cm de la sol, să fie bine izolat jos, nu-i rău dacă are pereți dubli, între care este un rând de polistiren, și să nu punem haine. Multe lume spune, pune un cojoc vechi sau, știu, o pătură ce nu mai folosești. Nu, asta se udă foarte repede, câinele zilnic de 20-30 de ori intră, iese din casă, nu șterge picioarele, nu își dă jos șoșonii și udă și se îngheață după aia cârpa umedă. Deci folosim în cușcă materiale care se pot schimba, care absorbă umiditatea, cum este talajul, cum sunt paiele, fânul și așa mai departe. Deci nu, e important să aibă cușca să fie bine poziționată, încât cât de mult să fie bătută de soare în cursul zilei. În cazul în care asta nu putem face, să fie și îndreptată către poartă, portiță, atunci să-i facem un gemuleț chiar cu sticlă dublă, dintr-o bucată de sticlă de termopan, de unde vede, deci să nu iasă dacă nu-i nevoie, dacă vine numai vecinul sau intră, nu știu, copilul. Să aibă o ușă batantă, ori dintr-o bucată de mochetă, de covor, de cauciuc, orice, pe care o deschide ca să rămâne cât mai cald înăuntru. Și evident, fiindcă și în casele noastre căldura iese sus, e bine ca să aibă un planșeu care tot așa este izolat cu polistiren și astfel rămâne cât mai cald înăuntru. Altceva? Tot legat de animale, pentru că vorbit de câini, eu vreau să vorbim puțin și de pisici. Și pisicilor le putem asigura la fel, celor care stau afară le putem asigura niște căsuțe din polistiren, din lemn izolat. La fel putem să le întreținem, chiar dacă am putea fi sancționați ușor. Eu îi rog pe cei care pot și au bunăvoință să le asigure și animalelor fără stăpân în zone izolate, ferite de oameni, de ochii răutăcioșilor, să le punem și lor un pic de apă călduță, niște bobițe, atât cățeilor cât și pisicilor, astfel încât să reușească să depășească și ei acest anotimp destul de greu pentru ei. Chiar am avut un caz acum, un teker care tot nu a ieșit din căsuță până când l-a scos săracul cu o singură rând de blană, pentru care hăinuța este justificată. Deci putem da hăinițe la câinii care au un singur rând de păr. La cei cu păr mult, n-are rost să lipim părul ăla peste corp, că nu obține mai mult cu hăinuța aia din, nu știu, material. Mă bucur că ai vorbit de îmbrăcămintea animalelor. Pe timpul iernii autoritățile vor arunca pe străzi, pe trotuare cu sare. Cu sare, da. Să fim atenți la căței care îi plimbăm în aceste locuri. Sarea și clorura de calciu le va usca, le va deshidrata pernițele. Exact. Deci putem, cum ieșim, înainte să ieșim la plimbare, putem să dăm pe pernițe cu un unguent care este, cum să spun, protejează pielea foarte fină de pe tălpițe, și cum ajungem acasă să și spălăm picioarele totdeauna și să le uscăm. Sunt câini pe care vedem umblând în cizmulițe. Deci sunt câini care sunt obișnuite sunt cu așa ceva. Sunt dar nu toți. E foarte important să verificăm că după ce am jucat în zăpadă cu câinele, mai ales dacă e un câine cu păr mai lung, dacă nu s-a înghețat zăpada, nu a făcut surțuri interdigital, pentru că imediat o să creeze, o să pornească niște inflamații interdigitale. Am început să spun de tekelul care nu ieșea din coteț. Nu ieșea pentru că avea un pullover din material sintetic, din care au ieșit fire
și s-a înconjurat în jurul piciorului, ca și un garou, i-a legat piciorul și s-a necrozat piciorul, în așa fel încât la săracul Techeluț trebuia să amputăm piciorul. Dar cât să fi stat așa? Două zile ajunge. Tot nu a ieșit, nu a ieșit, de ce nu ieși? S-a scos și era acel pulover înfășurat în jurul. Deci nu punem câr pe aiurea. Deci, vedeți, face mai mare rău. Plus că sunt unii, apropo de cârpe, sunt unii care le chiar și rot și le înghit și apoi ajung la tine exact. Să le scoți din stomac. Nu odată ai pățit înghițind șosete sau cârpe și trebuie scoase prin operație. Revenim la petrecerile noastre cu petarde și artificii. N-am să înțeleg niciodată decât de ce de fiecare dată același spectacol, pentru că seamănă, nu-i nimic altceva. Pușcăturile sunt la fel și artificiile sunt la fel an de an, dar de fiecare dată trebuie să facem acest spectacol. Asta înseamnă un stres pentru căței și pentru pisici. Dacă pisicile nu se ascund și ele se autoreglează... Pe câini să-i lăsăm în casă, dacă putem. Dacă putem, câini în casă, în perioadele cu petreceri, cu petarde și cu artificii. Noaptea de Revelion, dar începe problema deja cu zile înainte. Vin copiii cu petarde. Deci, într-adevăr, în perioada asta, câinele trebuie protejat mental, să zicem așa. Sunt anumite produse pe care le folosim, de la CalmVet până la Sileo. Sileo este pe dexdetomidină conține și are un efect foarte, foarte bun. Deci câinele stă lejer, poți să bubui lângă el, nu realizează. A apărut două produse noi, Zilkene și Aptus. Două produse noi, amândouă foarte bune, deci dacă avem câini fricoși, cu boala fricii, atunci mai bine administrăm chiar cu o săptămână înainte de apariția fenomenelor, pentru că aceste fenomene pot dura câteva zile, acolo înainte și după Revelion. Nu este micro-revelion, macro-revelion, tot fel de revelion. Este plugușor, toate. Da. Așadar, există soluții, fie administrarea de aceste calmante, astfel încât animalul să fie liniștit, fie o grijă mai mare din partea noastră, îl introducem într-un spațiu, iar dacă nu în casă, probabil este un dulou care nu l-am ținut niciodată în casă, într-un garaj, într-un șopron, de unde să nu aibă. Chiar dacă este frică... Am văzut câine care a săpat sub cușcă și avea un bunker, deci folosea când avea, erau probleme mari, la sărbători naționale și la revelioane, se băga sub cușcă. Îi duce mintea, nu fac probleme. Iar dacă se întâmplă, Doamne ferește, sau cum putem să prevenim pierderea animalului, să aibă gardă la gât și cu număr de telefon. E clar că câinii trebuie cipați și legislația așa spune, dar pentru cel care îl vede pe stradă este greu să-l prindă, să caute un cabinet veterinar deschis în 1, în 31. Probabil că nu are acces la astfel de cabinete. Atunci, cu un număr de telefon scris pe zgardă, oricine pune mâna pe el, îl ține, te sună și... Mulți dintre asociații au cititori de chip. În ultima vreme, mulți au achiziționat cititoare. Așa că în cazul în care dăm de un câine în noaptea de Revelion sau în zilele următoare cu o bucată de lanț la gât sau se vede că a scăpat de undeva, atunci putem lua, putem duce undeva. Dacă nu găsim un veterinar, găsim pe net sigur o asociație în apropiere care să citească microchip. Da, eu zic că cea mai simplă, cel mai scurt drum este cel mai sigur. Număr de telefon pe zgarda câinelui și atunci și avem garanția noi, cel care îl găsim, că este a cuiva din moment ce are un număr de telefon. Peter, îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiune, îți mulțumesc pentru prezența pe tot parcursul anului, pentru că ai fost alături de noi. Este ultima ediție din acest an, vă doresc multă sănătate, îți doresc și ție mult spor, liniște și sărbători fericite. Dumneavoastră, la fel, să ne vedem cu bine anul. Să ne vedem cu bine, sărbători fericite. Doamne ajută, mulțumim!